lucru pe care au încercat să-l ascundă ani de zile apărătorii fenomenului pornografic este faptul că pornografia stă în spatele unor lucruri absolut odioase, unor comportamente deviante. Pornografia reușește să distrugă creierul la propriu și să te facă să te comporți aiurea, să te comporți deviant, să ai comportament agresiv. Este dovedit, sunt persoane care au mărturisit că direct din consumarea de pornografie au primit duhuri din astea criminale, de viol, de abuz și așa mai departe. Este o legătură clară între pornografie și comportamentele astea deviante. Și niciunul dintre voi care consumați pornografie nu știți care este punctul sau linia pe care o treceți și nu vă mai puteți întoarce înapoi de la niște comportamente foarte periculoase.